Așa cum Mondialul merge către final și Liga 1 și înghesuie grăbită ultimele meciuri din 2022. Am ajuns la etapa 20, iar jocul pe care îl propunem în această seară este Chindia FCSB. Bună seara, fiți bineveniți, suntem Emil Grădinescu și Costin Mocan. Niciodată n-am mai înscris atâtea goluri și suntem la jumătatea sezonului. Doamne, ce s-a lovit cap în cap, s-a lovit rău, unul este Companio, celălalt trebuie să fie Olar. Nu odată, el se duce, nu are, n-are... S-au ciumit, rău de tot. Jucători, bună pasă, penalti este aici. Ghinion, ăsta e Ghinion, penalti, și penalti. E penalti, da? Și nu știu dacă nu cumva e și mai mult decât penalti. Să vedem reluarea. A roșu, nu, e galben. Ce imagine! Centrarea lui a fost a lui Ejuma, fault, l-a împins. Ejuma, excelentă cursă, foarte bună demarcare, foarte bună și demarcarea, foarte bună și pasa. Și cred că faultul lui Orozco este acolo, este inutil, pentru că nu cred că mai ajungea Miculescu. Și scrie execuție foarte bună, sigură, sub bară, că Buz a plecat pe colțul greșit și iată, în minutul 24, este 1-0 pentru FCSB, scrie Radunovic. Și este primul gol în campionat, în această ediție de campionat, pentru muntenegreni. Adevărat, în Europa League, în tururile preliminare, a marcat atunci când trebuia și cu Viking și cu Saburtalo din penalti. Ce luptă, ce îngrămădeală. Foarte bine bătut penaltiul, chiar dacă ar fi ghicit colțul, nu cred că reușea Căbuz să pareze. Dar, repet, o problemă mare a fost ținerea echilibrului până la lovirea mingii. Atât, într-adevăr, pe sus, foarte bună preluarea lui Dumitrașcu. Apără Vlad. Nu, este Neguț, au schimbat partea. Colul drept. Și intervenție sigură a lui Vlad. Lovit Cordea și atenție la Ejuma, care trimite alături. Intenție frumoasă. Lovit acolo Cordea. Arbitru face semn ca jocul să continue, dar poate că pasă bună de Radunovic. David Popescu. Și înscrie Omrani la o fază la care probabil deja a început să mârie cu echipierii, că nu pasează, nu dă mingea înapoi. Găsește execuția ideală, șut în plasa laterală, la colțul lung, că Buz nu poate face nimic. Și Omrani își demonstrează clasa. S-a făcut treaba de vârf, a protejat, a ținut bine mingea, s-a întors. Uite, a avut prin planul cu cele. Parcă l-am văzut pe Nioere. Da. Asta înseamnă să ai știința postului. Foarte bine pune corpul între minge și adversar. Da, atâlea și pe Celea. Celea se așteaptă ca Omrani să se întoarcă spre stânga sa. Cred că de-aia îl ține așa. Îi lasă piciorul stâng și Omrani scrie. Iată rângetul de fericire. Sau la Nicolov. Destul de bine. Mai bine dacă dădea pe colțul lung, pentru că acolo mai puteau interveni